Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal complet retardat. Am văzut că seriile de genul ăsta cu vlogulețe sunt foarte apreciate și am zis, bă, hai să încerc să mai fac unul. Iar pentru seara aceasta am pregătit o întâmplare de aseară care a fost criminală și am zis, bă, trebuie să o povestesc neapărat la tot YouTube-ul, să afle tot YouTube-ul ce am pățit eu în seara de 24, de fapt dimineața de 25 septembrie. Bă, frate, ca un adolescent normal, am ieșit și eu aseară undeva pe la ora, cred că 7 afară și am stat undeva până la ora 8 ceva, dacă nu cumva 9, pentru că sunt un băiat rău. Bă, și eram cu un prieten, frate, la care ăsta zice, bă, hai în stage. Stage-ul ăsta e un club la noi în Bacău, vă dați seama, cred că și după nume. Iar eu, ca un băiat cu minte ce sunt, am zis nu. La care ăsta, hai bă, vino, că e ultima dată, te rog, cum să-ți placă. Vreau și eu săptămâna asta și trebuie să vii tu ca să poți să mergi și eu. Iar eu, pentru că am un suflet super bun și țin la prietenii mei, i-am spus nu. Bă, după ce s-o milogit ăsta, bă, cred că o oră cât s-o fi milogit, numai apropo de stage bătea ăsta și la un moment dat am cedat, frate. I-am zis, bă, hai că merg. Merg, ce-o fi, o fi, nu mă prea cunosc lumea, nu știu ce, dar am zis, bă, hai că merg. O sună ăsta pe Mike să-i spune, bă, mami, hai că stau și nu știu cum, te rog că merge și Luci și nu știu cum și ne întoarcem la nu știu cât și da, pe la 8 și ceva, cred că am ajuns și noi acasă și mi-a zis, bă, ne vedem la 10 și un sfert, ne întâlnim și merge. Pa, 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 mi-am luat haine, nu știu cum și am plecat la drum. Cum eram noi pe drum, ne mai sună un prieten de-a meu vechi cu care am fost eu în generală să-mi spună, bă, vezi că merg și eu. I-am zis, bine, bă, ne vedem, te așteptăm în trandafir și mergem toți trei. Ok. Până aici totul e normal, până când se complică treaba în cele ce urmează, fiți atent. Cum mergeam, bă, eu le-am zis la ăștia, bă, fraților, eu nu știu clubul, nu am mai fost ca să știu, nu știu unde-i baia, nu știu ce se face și nu știu. Ei mi-au spus că, cică, stai bă, chill, că fumezi o țigărușă, bea o bericică, mai dansezi un pic și gata, gata. După jumătate de drum, încercând să le explic că, bă, eu nu fumez și nu beau, am ajuns și noi acolo, ne întâlnim cu mai mulți și le dăm buletinele și intrăm în stage. Ca să înțelegeți mai bine, la tovarășul ăsta meu cu care am fost în 5-8 o să-i spunem Costel, iar la celălalt tovarăș de-a meu care stă lângă mine o să-i zicem Ionel. Mândru că am intrat și eu în stage, că am făcut 16 ani frumos, stau cu Costel și cu Ionel și ne așezăm la un moment dat pe o chestie de-aia unde mă mai întâlnesc cu încă o grămadă de prieteni. Pa, pa, nu știu cum, stăm acolo, la care Ionel îmi spune, bă, eu mă duc să beau ceva. Pa, am zis, bă, bine, hai, du-te tu, eu rămân cu Costel aici, la care Costel o zis și el, bă, cred că mă duc și eu să beau ceva. Bine, frate, s-au dus ăștia și-au văzut de treaba lor și-au luat asta și am stat din nou la masă, mă rog, la masă, la ce era acolo și stăteam și vorbeam. Era undeva la 11 jumate, încă nu venise lumea, nu știu cum, nu știu ce. De la ta vorbă, Ionel și-o termina, bineînțeles, băutura. De la atâta vorbă, Ionic ăsta și-o termina bericica și-o zis, bă, eu mă duc să mai iau una. Costel om bun, încă nu o băuse chiar pe toată, la care, bă, ăsta au terminat-o și eu încă nici n-am început-o bine, bă. Termină Costel ăsta de băut și a doua bericică și după care nu ne mai vedem vreo câteva minute. De aici începuse adevărata distracție. Omul ăsta și-o văzut de treabă, eu stăteam acolo cu Costel și povesteam de nemurirea sufletului, râdeam de alții că nu știau să danseze, râdeam de noi și mai tare că noi nu știm să dansăm. Cum eram pe acolo, îl zărim iară pe Ionel că mai bea încă ceva și am zis, bă, ok. Băia bun, după ce o terminat, băia bun, după ce o terminat-o și pe a treia, iar o plecat, iar noi ne-am văzut de drumul nostru și ne-am mai întâlnit când ne-am mai întâlnit. După ceva timp, îl văd pe ăsta că vine și zice, bă, nu-mi dai și mie 5 lei? Bine, frate, ia de aici, apac, i-am dat, omul s-o duce, o mai luat încă una, după care noi ne-am văzut din nou de treaba noastră. Și nu se termină aici. Cum ne vedeam noi de treaba noastră, îl mai văd încă o dată pe Ionel că vine și spune, mai îmi dai încă 5 lei, boss, ți-i dau eu mâine. Am considerat că sunt provident și am dat încă 5 lei, omul s-a terminat acolo, nu știu cum, nu știu ce, și eu mai băut încă 2 shoturi. Băi, și unele ăsta n-am văzut-o mai tare decât ăsta după ce au băut vreo 7 de alea, au început să danseze DNB. Bă, frate, și se agita omul și dansa, eu cu Costel stăteam acolo, bă, ăsta cum, frate, și dansează, dar ce e ăsta, frate? Omul acolo nicio treabă, pac, pac, dansa. După îi zice eu lui Costel, hai să dansăm și noi, că nu se poate. Și cum dansam noi, la un moment dat îmi zboară privirea direct spre Ionel care stătea și dormea pe canapea. I-am zis lui Costel că, bă, frate, ăsta-i dus, trebuie să plecăm și noi acasă și așa se face timpul, hai să o tăiem de acum. Mă duc la el și zic, boss, hai să plecăm. La care el îmi răspunde, da, cioleacă. Am tăcut, am stat din nou de vorbă cu Costel, la care îl văd din nou pe ăsta că se ridică, se duce să danseze. Eu n-am crezut că așa ceva e posibil. Bă, mai iară mai dansează ăsta, cum dansează, cum face acolo? Iar s-a așezat pe canapea, iar o adormi. După mă duc și eu cu Costel afară să se liniștească și îl văd pe ăsta că vine transpirat tot așa pe față, ud cu ochii roșii. Bă, hai te rog frumos acasă, că eu nu mai pot, nu mai pot. Bă, am început să râd și i-am zis sincer, ești un bou. După ce ne-am luat la revedere, când să plecăm și noi, a început o ploaie zdravă. Bă, frate, și cum mergeam acasă, ăsta
abia mergea, Costel era nebun pentru că știți ce? Și Costel era în lumea bericerelor. Eu eram în mijloc, Costel era în stânga, Ionel era în dreapta, Ionel abia mergea, Costel era nebun. Ăsta purta conversații singur, ăsta abia se ținea pe picioare, iar eu râdeam ca prostul de ei. Cum mergeam noi, ăsta abia se ținea pe picioare, ăsta era în lumea lui și la un moment dat Costel vede o bancă și zice: nu, eu mă așez pe bancă. Ionel, care dormea pe sine și abia se târa, a zis: bă, cred că o să mă așez și eu pe bancă, că mă doare capul. Bă, frate, era genial. Nimeni, nimic, doar ploaie și noi, ăsta țipa pe bancă, celălalt încep mai avea puțin și voma, iar eu râdeam. Cum era fiecare în lumea lui, ăsta care abia mai putea să vorbească, mi-a zis că bă, hai să luăm un taxiu, că eu nu mai pot, sunt mort, nu mai merg până acasă. Băi, frate, mare noroc pe noi că a venit un taxiu fix în fața noastră și a zis: bă, hai să ne urcăm în ăsta că nu mai pot. Băi, frate, când să ne ridicăm frumos să ne urcăm în taxiu, ăsta pleacă. Am tras un râs atunci, mă gândeam: bă, frate, karma asta, îți dai seama? Ăsta era mort, avea o față. Celălalt era, iar eu râdeam de nu mai puteam. Și gândiți-vă că stăteam toți în ploaie ca niște nebuni. Ăsta de aici că bă, hai să luăm, te rog, un taxiu, că nu mai pot, abia vorbeam. Și spre mirarea noastră au mai venit două taxiuri, frate. Am zis: nu se poate așa ceva, cât de norocos să fii. Păi și cum vin astea două taxiuri, parchează fix în fața noastră, la care ăsta iese dintr-un taxiu, taxiul pleacă și se urcă imediat în celălalt. Păi frate, păi frate, deci m-a luat râs atunci. Cum să, măi, să ieși dintr-un taxiu, să intri în altul, să pleci amândouă, mă? Ăsta de aici nu mai putea, era mort, mama. Ăsta râdea de nu mai putea că fuma, nu știu ce era cu el. La un moment dat le-am propus: bă, hai să plecăm, asta e, ce o fi, o fi, dacă casă te iau în brațe, dacă tu te duci acasă. Bă, și cum mergeam noi spre casă, ne vedeam de drumul nostru, l-aud pe Costel că spune: bă, Luci, am uitat unde stau. Am zis: bă, oficial, nu știu ce se mai întâmplă, ce se mai poate de fapt întâmpla în seara asta. I-am zis: bă, nu știu, te duci acasă, faci cum vrei, eu îl iau pe ăsta și o tem și noi acasă, cum dăm colțul imediat, vedem 5 bravi înalți așa, cu cefelate. Băi frate, băi, când vedeai că ăștia ocupă o stradă, că mergeau așa, i-am zis: frate, nu știu cum faci, eu știu drumul spre casă, sunt cel mai normal, voi doi habar n-am ce faceți, eu tulesc. Ăsta imediat o sună pe mă, s-a întreabă dacă poate să meargă cu taxiul și ăsta era mort aici și am zis: hai bă să fugim că ne prind ăștia și ne luăm bătaie. Bă, fugim noi și când eram pe la un sfert, mai aveam puțin până acasă, mă întreabă ăsta: bă, coaie, dar eu ce am făcut acolo, că nu mai știu. V-am zis pentru că țin la prietenii mei, i-am spus foarte sincer: bă, ai fost un prost. Am continuat să mergem spre casă, la un moment dat, în sfârșit ajunsesem și noi, ăsta se duce acasă, mă duc și eu, noapte bună, salut, era mor frate, așa că m-am așezat direct să mă culc. Bă, iubesc să fac asta, frate, să nu beau și să-i văd pe ceilalți cum se rupă lângă mine, e cea mai tare chestie de ce am râs în seara aia, de n-am mai putut, bă. Până la urmă și-au revenit și Costel și Ionel, eu pe mine, iată-mă aici și cred că da. Sincer, nu mai am ce să spun, așa că ăsta a fost video, nu mai știu ce altul să fac, nu uitați de un like, subscribe dacă n-ați făcut-o, un share și ne revedem data viitoare. Nu uitați, profitați de ăștia cât sunt beți, frate, că e marfă, bă, deci e genial, nu știu.